doresc astăzi, 11 august 2016, după un timp de analiză, reflexie și rugăciune, să anunț public că am luat decizia de a constitui grupul de inițiativă privind colectarea semnăturilor și de susținerea candidaturii mele în alegerile prezidențiale din această toamnă. Am o viziune clară și am ferma convingere că și dedicare să schimb lucrurile în bine în Republica Moldova și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze Republica Moldova. În turul 2 de scrutin voi susține candidatul din partea spectrului de centru-dreapta care va ieși învingător. Îmi doresc și eu să ajung în turul 2, evident ca și orice candidat, dar atunci când populația va decide cine este cel mai bun, cu siguranță că el va trebui sprijinit. Consider că avem nevoie de un președinte care să urmărească pacea și bunăstarea întregii națiuni, nu interese de partid sau de grup. Avem nevoie de un președinte care să reîntregească societatea care este divizată în mod artificial în scop politic. Avem nevoie de un președinte care să fie un adevărat mediator între forțele politice și care să nu permită ca lupta politică între acestea să dăuneze societății. Cred că avem nevoie de un președinte care să readucă încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Avem nevoie de un președinte integru, cu frică de Dumnezeu, care să nu fi fost implicat în vreun scandal de corupție. Cred că avem nevoie de un președinte care are suficientă experiență politică ca să facă față tuturor provocărilor. Avem nevoie de un președinte care are o bună experiență internațională pentru a aduce Republica Moldova în rândul statelor civilizate și dezvoltate. Și avem nevoie de un președinte care să muncească dezinteresat, 24 din 24 de ore pentru demnitatea și prosperitatea fiecărui cetățean al țării noastre.